Bună seara, bună seara, bună seara la toată lumea prezentă, bună seara la toți. Astăzi din nou la o mică conferință aici, la un pahar de vorbă cu diaspora. Bună seara la toată lumea. Nu uitați, dacă doriți, puteți să intrați în streaming live aici cu noi, da? Nu uitați că este un link aici jos în descriere pentru cine dorește să intre în streaming live cu noi. Avem și primul bună seara. Bună seara, Maria Cocuț. Vrem să știi dacă ne auzim bine. Dați-ne și nouă o confirmă că se aude bine. Salutare, prietene, ne spune și Mihalache Felician. Salutare, salutare. Bună seara, ne spune și Nicoleta Rusu. Bună seara la toată lumea. Bună seara și ție, Nicoleta. Cine dorește poate să intre cu noi în streaming aici, da? Este un link jos în descriere pentru cine dorește. Încercăm să vorbim chestii utile, chestii de care să fie de folos. Despre cum se aude bine. Se aude bine, ne spune și Maria Cocuț. Asta e foarte, foarte bine. Mă bucur că mi-ați dat o confirmă. Nu uitați să distribuiți. Nu uitați, dacă sunteți pentru prima dată, să dați și voi un share, un like, bineînțeles. Bună seara, Gheorghe, bună seara, bună seara. Bună seara, Lucian Mihai. Bună seara, spune și lui Georgeta, Mădălina. Bună seara, bună seara. Bună seara, au, bine ai revenit. Pauză, da, n-am uitat. Ne spune și Mariana Popovici. Mariana Popovici, aici discutăm despre lucruri utile. În seara asta, începând cu orele 20:30, vom fi în streaming live cu muzică. Aici suntem la două vorbe, la un pahar de vorbă cu diaspora. Ceau, bun pomerigiu a te, ne spune și Elena. Bună, Elena, un bun pomerigiu și ție. Lucianice, o vreau pe Alina sus, asta nu ține de mine. Bună seara, spunem și lui Firi Fira, bună seara. Bună seara, spunem și lui Rambu Costel Costa, bună seara. Mario, bună seara la toată lumea, bună seara Mario. Bună seara la toți. Da, știu, am glumit, da, știu că ești o persoană mereu deosebită și îți mulțumesc că ești aici pe Radio Info Diaspora. Stați așa să intru să distribui și eu la grupurile mele. Nu uitați să distribuiți și voi la grupurile voastre, da? Gina, bună seara la toată lumea, bună seara Ginuca și ție. Intrați și distribuiți și voi pe grupurile voastre, în modul ăsta vom fi mai mulți astăzi, da? Încercăm să vedem aici să nu ne prindă radarul. Glumim. Dacă dorește cineva să intre în streaming live cu noi, este un link aici jos în descriere. Este simplu, copii link-ul, mergi în browser, adică mergi în Google și îl copii acolo. Îți pui un nume și ești în streaming live cu noi. Am să pun link-ul și aici jos, în descriere, la stați așa. Ok, deci cine dorește poate să intre în streaming live cu noi, da? În modul ăsta putem discuta, putem comunica. Este simplu, copii link-ul, îl duci în Google, Google Chrome sau depinde ce ai instalat, îl copii acolo și îți dai un nume și intri în direct cu noi, deci intri în streaming. Bună seara, suflet frumos, mulțumesc, Anișoara, sărmâna. Bună seara, ne spune și Violeta, bună seara, bună seara, scumpii mei bombonei. Nu uitați să distribuiți, pentru că în modul ăsta vom fi mai mulți. Vom reuși să fim mai mulți aici și putem să discutăm subiecte care pot să fie și de interes public. Adică putem discuta despre voi, despre noi,
despre noi toți, despre toți care suntem aici, da? Salutare din Viaros, Spania. Dacă cineva știe când se dă drumul la zborul spre România, nu am lucru și vreau să răspund. Da, Nicu, ce pot să spun? În Italia am auzit că vineri, deci pe data de 15, să dau drumuri la zboruri. Deci Uizaro a pus în vânzare bilete și pentru data de 15, pentru că pe 15 se dau drumul la aeroporturi aici în Italia. În Spania ai putea să scrii pe un grup de Facebook care este acolo în Spania. Am înțeles că este un grup foarte mare acolo în Spania de români, unde poți să scrii și cu siguranță vei fi foarte bine informat, pentru că vor fi foarte multe comentarii. Bună seara, spunem și lui Alina Angelo. Bună seara la toată lumea. Eu am la Uizară pe 5 iunie. Da, aici în Italia, din câte am înțeles, de pe data de 1 iunie se dă drumul și la restaurante. Deci se pot, bineînțeles, trebuie să ai dezinfectarea aia făcută, să vă gândiți câtă mafie. Deci pentru a avea dezinfectarea aia făcută costă 600 de euro. Deci tu dacă vrei, după ce ai stat 2 luni de zile cu restaurantul închis, dacă vrei să deschizi, redeschizi acum restaurantul, trebuie să ai dezinfectare, să ai toate chestiile. Dar întrebarea este, deci prima de virus au fost închise restaurantele. Nu a mai fost lume prin restaurant, deci n-a circulat, dar acum trebuie să ai și costă 600 de euro. Deci dacă vrei să-ți redeschizi restaurantul, trebuie să aduci o firmă care să ți-l dezinfecteze și după aia, deci cu regim restrâns, adică restricții, nu știu în ce conțin mai exact, nu am intrat în detalii să mă uit mai exact în ceea ce privește, dar după aia pot să deschizi, da? Cosmin, bună, uite, bine tu, ok. Bună seara, spunem și lui Amalia Moraru. Uite, bine, merg acasă. Da, nu se poate să urcăm sus. Se poate, cum să nu se poată, este link în descriere. Și bineînțeles, cu linkul respectiv puteți să urcați. Nu uitați să distribuiți și să dați și un like. Nu uitați, bineînțeles, și de canalul nostru de YouTube, da? Avem un canal de YouTube unde vrem să transmitem și de acolo în streaming online, dar avem nevoie de susținerea dumneavoastră, avem nevoie de subscribe, pentru că trebuie să ajungem să putem să transmitem și de pe YouTube. Deci dacă doriți să ne susțineți pentru a transmite și de pe YouTube, vă lăs acum un link aici jos în descriere. În modul ăsta puteți să dați un click și să intrați, să dați un subscribe. Este gratuit, nu costă absolut nimic. Este un mod de a-mi da seama că vă place ceea ce fac. Nu uitați că în fiecare zi, încă nu suntem deciși dacă de la ora 16, de la ora 17 sau de la ora 18, ora Italiei, vom intra în streaming. Cred că de la ora 18, pentru că sunt mai mulți care au ieșit de la muncă ora 18, ora Italiei, ora 19, ora României. După care, începând cu orele 20-30, ora Italiei și cu muzică, vom intra în streaming online cu muzică, deci muzică tradițională românească. Ramona și Marcel Botezato, salutare familia Botezato, multă sănătate, doamna Ramona și Marcel Botezato, multe salutări, dragi prieteni. Fixează, da, este fixat, stați să mă uit o dată, dar este fixat link-ul. Îl mai punem o dată. Dacă nu este fixat, stați să mă uit. Tararam, tatatam, tatatam. Da, am fixat link-ul aici jos în descriere pentru cine vrea să intre cu noi aici în streaming, să intre să discutăm. Dacă aveți o problemă, putem. Deci această emisiune se cheamă La un par de orbă cu diaspora și este făcută pentru voi diasporieni. Deci de la un diasporian, pentru că și eu sunt în diaspora, sunt la Roma și transmit în fiecare seară de la Roma. Pentru voi, deci discutăm despre chestii de diaspora, despre mulțumiri, bucurii, neajunsuri, discutăm despre tot ce se poate discuta cu
cu bun simț, bineînțeles. Da. Deci cine dorește să... Da, deci canalul nostru de YouTube, Eurovlog, unde puteți să intrați și să ne... puteți să dați un subscribe. Mă uit și eu, am două ecrane aici și mă uit la mesaje, mă uit în mai multe părți. Bună seara, vă salut din Sicilia, o zi frumoasă. Mulțumim, Patrick, multă sănătate. Miha, bună seara tuturor, bună seara și ție, Miha, numai bine, multă sănătate. Nu uitați să dați un like, bineînțeles, și un share, o distribuire, o condividere, nu știu ce limbă. Da, salut, ai filmat la ambele botezuri, Monterosi. Da, știu, Ramona, știu că v-am filmat la ambele botezuri. Mă bucur că ați ales să vin la evenimentele voastre și vă mulțumesc în mod deosebit. Chiar și acum și vă zic și vouă să aveți o seară frumoasă, sper că sunteți sănătoși și dacă ajungeți să mai faceți un copil, cu cea mai mare plăcere, sperând după această pandemie să facem din nou paranghelie, nu? Să facem show, să facem botezul, cum să nu? Și la... sperăm să mai faceți, da? Sper că sunteți bine și sănătoși, pentru că dacă sunteți sănătoși le facem pe toate, cum să nu? Lenuța ne zice, bună, om minunat, mulțumesc Lenuța, să rămână. Dacă doriți să intrați și cu mine aici în streaming, mi-ar face deosebită plăcere. În modul ăsta dialogăm, vorbim, discutăm și tot așa. Rafa, ciao Rafa. Se zice ciao, se scrie ciao. Da, în fine, telefonul de multe ori ați văzut că este făcut, adică dacă ai ca ajutor pe tastatură, scrie cuvintele care vrea el. Mi se întâmplă și mie de foarte multe ori, nu uitați să distribuiți, da? În modul ăsta vom fi mai mulți aici pe Radio Infodiaspora. Aștept întrebările voastre, încerc să răspund la întrebările voastre, dacă aveți întrebări, încerc să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Bună, dar a fost mereu deschis și are dezinfectare. Deci am fost nu știu de ce. Uite, am găsit mesajul. Alina Chiriac, vecina mea, bună seara, vecina din România. Bună seara, dar ăștia care au fost mereu deschiși, oare au făcut dezinfectarea? Nu, pentru că ăștia au dezinfectat în fiecare zi. Nu știu ce să spun. Eu știu că am vorbit cu patroana la restaurantul Jasmin și Angie și mi-a spus că trebuie să facă dezinfectarea pentru a fi în regulă cu legile. Cu toți o știm pe doamna Angela Ignat de la restaurantul Jasmin și Angie, unde eu mereu merg și fac fotograf acolo. Și cu siguranță sperăm că după această pandemie să... Deci am înțeles pe data de 2 va fi prima, pe 2 iunie va fi prima petrecere. Deci wow, merg din nou la restaurant. De-abia aștept să fac fotografii. Știți cum se zice, acum stau cu sculele în pod. Da, le țin aparatele foto în rupsac. Bună seara, pune o melodie de străinătate, fra. Frate. Frătâie, în seara asta, începând cu ora 20:30, ora Italiei, vor fi melodii de frați, de surori, din toate zonele României, da? Acum aici suntem la un par de vorbă cu diaspora și nu punem muzică. Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit, cei din diaspora, ne spune și Cornelia. Să rămână, stimată doamnă Cornelia! Doamnă, domnișoară, eu am zis doamnă, îmi cer scuze, poate sunteți domnișoară. Așa. Pune o melodie, fra. Am pus, stai așa, unde mai era? Am pus asta. Bună seara tuturor și ție, DJ Pepe. Mulțumesc, Cri-Cri. Cri-Cri. Patrick, ai scris odată, mi-ai scris odată...
Acum nu se pune muzică pentru că suntem la un pahar de vorbă. Deci muzică în seara asta începând cu orele 20:30 ora Italiei, adică 21:30 ora României. Bună seara, îi spunem și lui Mariana Dinică. Bună Mariana, bine ai venit aici pe Radio Info Diaspora. Nu uitați să distribuiți în modul ăsta să fim mai mulți. Dacă vă place inițiativa mea la un par de vorbă cu Diaspora, nu uitați să dați un like. Dacă sunteți pe alte grupuri, pe alte pagine, pe alte parte, nu uitați să intrați pe pagina mea Info Diaspora, pentru că doar de acolo reușesc să văd mesajele voastre. Dacă voi scrieți pe alte grupuri, nu reușesc să văd mesajele voastre. Deci mesajele voastre le văd doar de pe pagina Info Diaspora. Nu uitați, căutați Info Diaspora pe Facebook și intrați pe Info Diaspora. Dacă dați un like și un follow, adică urmăritor, de fiecare dată când voi intra în streaming, veți fi anunțat cu o notificare pe telefon. Doamnă, sunt, aș vrea să mai fiu domnișoară. Da, știți cum era vorba aia românească? Bă, până la proba contrare, domnișoară, știi? Da, să rămână, stimată doamnă, da. Eu am încercat să vă fac domnișoară, adică să vă fac mai tânără, da? Așa, bună seara, spunem și lui Georgeta Patraș. Bună seara, Georgeta. Constantin, salutăm vecina, salutăm, așa, Alina ne spune pup vecine. Bă, dragoste mare între vecini, ai ce face, asta e viața. Așa, te salutăm cu drag, Patrick, și pe tine, multă sănătate. Constantin, deci salutăm DJ numărul 1, mulțumesc. Îs și eu acum în devenire, nu am așa mare experiență de DJ-ială. Mai mult aș putea spune punător de muzică. Pentru că în lumea DJ-lor, când unul te vede, zice, a, ăsta e punător de muzică, știi? Da, dar o să învăț ușor, ușor să fiu și să o fac și pe DJ-escu, știi cum se zice? Dar mergem înainte. Bună seara, spune și lui Dorina Dascolo. Bună seara, Dorina Dascolo, Dorina Florina. Bă, patru nume, bum! Cred că Dascolo este familia, nu? Stați eu și eu URL-ul de aici și să dau și eu un share, cum se zice, nu? Adică să distribui și eu. Para românii din Italia. Da, scumpii mei bombonei. Ok, haideți că avem aici un stimate domn. Da. Bună seara! Salutăm cu respect, DJ. Salutăm. Numai bine, să trăiți, domnul Constantin Imperialo. Bună seara și salutăm toată lumea din live. Nu știu de ce am intrat doar eu în live, că... Îți place de DJ? Da, absolut, absolut, se știe. Eu mă pregătit să lucrez cât a cu lopata pe în curte, că îți tăran agricultor și zisei să mai dau cât de lopată. Te-ai apucat de disinfectat. Exact. Bună seara! Salutăm! Da, Iulian! Așa e. Așa e, dar nu te auzim. E adevărat ce spui, frate, dar nu te auzim pe bune, Iulian. Nu, te auzim rău, știi cum era, te aud prost. Da, Iulian este un prieten foarte bun de-al meu și el se ocupă salutăm, aici. Salutăm, Iulian, salutăm. Da, se ocupă și el. Bună seara, Alina. Oh, bună seara. Bună seara, vecina. Iulian este și el un băiat de aici, a zis să nu-l laud, dar eu-l laud oricum, că el e un băiat bravo. Nu pune mâna la nas, că se aude. E un băiat bravo, bine zis. Da, am înțeles. Lui Iulian, din câte văd că i-au dat ăștia mască, dar nu i-a dat și manual de instrucțiuni și-a pus-o la mână. Exact, era ăla care și-a pus-o pe cap. Oi, știi, și-a zis că bă, dacă nu i-a dat și manualul de instrucțiuni. Exact. Te auzim rău. Te auzim foarte rău. Auzi? Hai să-mi dau o pălărie jos. Da. Așa. Da, dezactivă căștile pentru că te auzim ca din butoi. Mai rău.
Auzi, pare a fi neam cu alienii. Mamă, ce voce! Nu, s-auză cam așa. Vin și eu la voi, un trifoi cu patru foi. That's how you feel about it. Da. Ce faceți, dragi domni? Domnul Constantin, spuneți la dumneavoastră treaba. Is America. La noi e bine. Constantin, ai te rog eu frumos, da? Mulțumesc mult. Trecură unii pe aici cu vaccinul și aștept. Da. Cu aia, cum se numește, îi aștepți cu pușca. Cu Osama. Da. Băi, astăzi m-a disperat lumea pe privat, iară că m-au postat ăștia pe România TV azi dimineață. Ce ori avea cu mine, habar n-am. Ți-am zis să nu mai faci chestia asta, dar... Da, nu știu cât este de... Da, reintră Iulian cu noi aici, da? Bună seara! Alo! Auzi, Iulian? Așa este! Iulian, așa este, domnul Iulian, așa este! Auzi? Aveți dreptate. Cred că ai vocea robotizată! Este ceva exact. Din top la tine? Nu, eu cred că are o aplicație ceva. Da, e frumoasă vreme la tine, da. Nu, Iulian, deci s-aude robotizat. Nu te auzim, tu ne auzi? Probabil aplicația la telefon. Da, are poate o aplicație sau a dat un efect ceva pe audio, știi? Și în modul ăsta nu-l auzim. Să rămână vecină. Bun. Domnul, știți cum se zice la noi? Scuzați-mă că voi sunteți amândoi olteni cu moldovean aici, dar la noi, la moldoveni, când zici să rămână la o doamnă, o să nu fii mincinos, eu pupi. Oh, absolut, absolut. Da. Bună seara, Mari Topărceanu, bună seara tuturor. Salutăm toată lumea, salutăm. Da, Ion Alina... Bună seara, DJ Pepe! Ești DJ number one! Da, mulțumesc! Da, mă strădui! Am încă foarte multe de învățat în ceea ce privește DJ-ala, pentru că nu că sunt un expert, fac de două luni de zile, dar ușor, știți cum este, nimeni nu cred că s-a învățat sau s-a născut. Te descurci destul de bine, domnul Pepe! Da, ne dăm asta silința! Bună, domnul Iulian! Salutăm, domnul Iulian, din nou! Aveți dreptate, vă iubim. Domnul Iulian, vă sugerez să închideți telefonul și îl redeschideți, pentru că măcar aveți un efect sonor. Ați vorbit cu cineva cu vocea ascunsă. Că a vorbit cu vreo creștină, domnul Iulian, și a furat semnalul. Da. Auzi, cred că prin telefonul tău ne ascultă alienii. Sau de nașpa, Iulian, așa, nu știu, parcă și cum ai fi un robot. De ce aplicație ai descărcat? Auzi, Iulian, închide. Sper să mă aud, să nu vorbesc singur. Dacă nu știu dacă mai este cu noi, dacă închide, Iulian, alt Iulian, bă, iese unul, intră altul. Iulian, intră sus tu, nebunici, intră sus, Iulian, hai, intră cu noi sus aici. Și domnilor, vocea e divină, da, cred că de la, ne ascultat și alienii. Bă, suntem ascultați și pe alte planete, e bine. Absolut. Da. Alo. Auzi, dacă ne înjuri, fă un semn. Arată un semn ceva, că dacă ne înjuri. Te-am înțeles. Ai un like. Nu s-aude? În casca înaltă s-aude?
A, tu mă auzi? Probabil că ea ne aude bine, dar noi nu. Atunci scrie prin semne. Da, cine dorește să mai intre aici cu noi? Auzi? Iulian, auzi, roboțel fuge acasă. Ion, da, e adevărat. Mari Tăpârceană, roboțel fuge acasă. Da, nu uitați să distribuiți, dragi prieteni, în modul ăsta vom fi mai mulți. Nu uitați că în fiecare zi, începând cu orele 18 ora Italiei, vom fi aici în streaming la un pahar de vorbă cu diaspora, cu oameni minunați. Vom putea discuta și subiecte super ok, vom putea discuta și cu alienii, deci este chiar foarte bine. Și de la... da, super! Ce aia, capră? Ce face Paște? Aia ce e, capră? E câine? Eu crezi că e capră. Da. Sunt la o doză de vorbă, nu cred că pot vorbi. A, ai o doză de vorbă în plus. Da, de ce? Ai doza în gură și nu poți vorbi, n-am înțeles. Da, cred că... Deci unul se aude ca alieni, altul ca marțieni. Tot Iulian se cheamă amândoi. Sper să nu se supere nimeni de glumele noastre. No, care le facem mai dacă se supără cineva, eu iert. Exact. Cel mai bine. Era varianta aia, dacă vă greșesc cu ceva, eu vă iert. Exact. No, dacă eu vă greșesc cu ceva, vă iert. Da. Adică dacă noi greșim, am înțeles tot. Făcusem eu un live acum. Ceva, vă iert. Făcusem eu un live acum vreo două săptămâni sau o lună în urmă și am zis, băi fraților, dacă mă împușc în cap din greșeală, sunteți martori că sunt nevinovat. Da, ceva în genă, da. Salut DJ Pepe, ne spune și DJ Dragoș, salutare. Salutăm, Dragoș. Salutăm. Da, Mari Tăpârceanu, deci e jale cu voi. Da, i-auzi DJ Dragoș, zice, servus Alina. Alina, bună DJ, bună. Să vedem care Iulian intră. Bună seara. Iulian. Corbotul intră. Probabil că e mișcare și nu are... Atenție, avem și o premieră aici, da? Ioan Aurelian Dinică! Nu mă arătam premierea, mă, dar tot ce faci premieră aici. Să vedem și noi după... Nu prea... Să trăiești mai bine, multă sănătate. Am dat doza deoparte, să pot să intru cu voi. Bravo. Ai dat bine, salut Iulian, numai bine. Bă, la tine se aude mai bine. S-a spus că tu ești cu marțieni, ăla era cu alieni. La mine întotdeauna, orică e curent, orică e internetul, se aude foarte bine. Bă, dacă tu ești electrician, logic că tu știi să umbli prin la fire. Are e vântul. Bună, ce faci? Iată, este sosul Mariana. Domnul Ioan, ce spune domnul Ioan? Petre. Uite, pe aici, singură la grădină. A, ești la grădină, uite ce bravo. Bine s-aude. Singură, dacă... spus și eu, să mă distrez cu voi, nu? Foarte bine. Mariana, vreau să tine. La mine merge bine 5G-ul. Da, să treacă această pandemie și cred că vom face și o vizită. Numai bine. Da, eu nu așteptăm. Poate o să mergem la un pește. Eu când mă relaxez, merg la pescuit. Eu când mă relaxez, nu merg la pescuit. M-am săturat de pescuit. Eu când mă relaxez, mă duc la bere. Varianta este că, îți dai seama, câteodată sâmbătă și duminică nuntă, botez, după aia luni ca un cartof fiert și merg și mă relaxez pe malul apei, pentru că acolo găsesc natură. Deci, în general, merg în natură și e ca un relax. Hai să mergem pe malul apei. Dar e chestie de aer, apa, niște relaxează. Hai să mergem pe malul apei, nu? Acum mergem pe malul apei, nu? Ca să vii, să știi unde vii, nu? Aole, uite-mă ăsta de așa pe malul apei. Bravo, tată! Hai, vă pup! Să rămână! Am puțin întreabă. Vă pup, papa! Auzi, te doar iar capul. Da. Cine mai dorește poate să intre aici cu noi? Am rămas
Trei băie, patru, adică trei și cu mine patru băieți buni. Avem, suntem patru băieți și nu avem nicio fată. Bine, ceva nu vrea să urce. Numai Alina are tu, că e ulteancă. Lasă pe ghimele fără fete. Între băieți așa mai bine, să știi. Corect. Fetele se uită la noi din numărul. Au rămas, au tot trei, tot patru. Ia o zi aici, Luane. Ia o zi, zice Mariana Dinică. Bună are, ce faci, mă? Ce zice? Dar du muierea de tine. Dar nu știe unde sunt, doar nu mă duc în altă parte. Ia o zamore, ce faci? Mă pregătesc să mă duc la un... Nu acum. După ce ne tundem. Bine, a intrat să vă salut și eu. Bine, Iulian, numai bine. Salutăm cu respect. Numai bine. Salutare. O seară faină. Se răcește doza. Nu, da, mai, nu se încălzește aici pe masă ca să nu fac reclamă la cameră. Să ne mișcăm. Hai la. Nu, te intră înapoi. Gata, mă, tu seară. Gata, seară, că nu mai este Iulian acum. Nu mai este, acum ce mai este? Am avut o chestie de asta nu are ursul coadă. Da, și bună seara, bună seara, și bună seara, și bună seara, provoci din Brindisi, un salut. Salutăm. Provoci din Brindisi. Dacă te provoc din Brindisi, urcă și tu. Aici este un link jos care îl poți copia și urcă aici și tu în streaming. La mine nu merge din prima link-ul. Bă, de ce eroare de conexiune? Păi nu știi tu să apeși bine pe link. Da, dacă nu știu, atunci cine știe? Mă doare cap. Nu mergea din prima, cred. Da. Au dispărut fetele. Și că acum, după toate pandemia asta, după coronavirusul ăsta, va ieși din carantină bărbatul perfect. Nu se mai duce la femei, nu se mai duce la bară, nu se mai duce la fotbal. Deci și femeia perfectă. A făcut bărbatul perfect, exact. Și da. Femeia oricum era perfectă. Da, între părți. Atâta că dacă era atât de perfect, avea și Dumnezeu una. Eu asta n-am înțeles. Da, deci dacă nu e perfectă, Dumnezeu n-are niciuna. Eu vreau să te zic că vă las, că trebuie... Am invitat să seara asta, mă duc. Da, vreau să vă salut, că am ieșit așa. Da, mă, re. Da, așa da, am intrat, că ziceai că de ce nu intră sus? Mă lăie cu furca. Nu, tu, dar trebuie să mă duc să spăl pe jos. Știu. Am invitat în seara asta și să aranjez. Da. Deci am înțeles, băieți buni. Ieșim de pe live și mergem la Alina. Da. Exact. Haideți, nu putem să sărim gardă, că sunt camere. Nu ne lasă că tu timpul carantină. Știți cum era aia? Electricianul știe. Intră pe firul, pe curent, nu contează. Intră, iasă prin priză. Auzi, tu mergi pe dublu sens. Da, da. Intră la 380. La 400 de kilowatt. La 400 de kilowatt să intri. Da, da, să nu zici de 400, că am mors o firmă la 400 de kilowatt. Dixie, nu, 400 de volt. Iulian, cum e treaba în România? Da, de cel puțin aici la mine în Severin, în Mehedin, încă e bine. A început lumea să ies afară. Severin, Iulian. Da, din Severin. Eu sunt din Orșova. Știu, am auzit că mă scuzați, m-a sunat femeia să-mi spună să nu vorbesc prostii pe internet. Corect. Deocamdată e bine. Da, a început să, au zis că o să deschidă frizeriile, cabinetele stomatologice, ușor o să dea. Mariana este cu ochii pe tine. Da, încă e poliția și armata sunt pe străzi. Până pe data de 15. Au. Da. Da, adică o dată e bine. Eu n-am stat nici măcar o zi în carantină. Am muncit în fiecare zi. Cine să salutăm? Bună, Dan. Salutăm toată lumea. Bună, Dan, Marcel, bună, Adrian. Iulian, eu m-am născut de fapt la Gido. Da, sperăm să se dea drumul, să reușim să... Am stat în Orșova de la 4 ani. Să ne mișcăm liber, știi cum se zice? Adică să fim liberi, să mergem, să venim, să avem viața dinainte, să fie cum spuneam noi. Bravo, cum nate, bravo! Bun, ce cântă?
Bravo, cum n-am de bravo. Știi că îmi place melodia. Da. Noi îi luați locul de mult. Am înțeles. Alina, vrei să-mi dea ăștia video jos. Nu, că n-are drepturi. N-are drepturi de autor. Alina n-are drepturi de autor. Nu, melodia nu are drepturi. Alina este autorul însăși. Măi, dacă e Alina pe live, n-au ăștia. După o să dea video în jos. Mama, așa mă, o stare nașpa, serios, îmi pare că... Da, și aici este un picuț înnourat, așa, cred că știi cum se scrie primăvara asta spre vară, mai o nor, mai o ploaie. În România a plouat pentru că am vorbit chiar, eu mai în fiecare zi vorbesc cu maică-mea, nu? Pentru că nu se simte chiar așa bine. Și mi-a zis că a plouat chiar foarte bine, pentru că era vreo două luni de zile de când nu ploua și nu creștea porumbul, nu creștea toate alea, știi? Era pus în pământ. Normal, da, da. Alina! Poate cățelul din, pentru că putem să fim decât 6. La mine a fost astăzi soare toată ziua, acum da, începe să întunece. Ce să facem, Dani, uite, stăm aici la un pahar de vorbă cu diaspora. Amore, lasă muzica. Ia auzi, Amore. Mi-a făcut lupoica prin curte, a fost în căldură și mi-a făcut numai gropi aici. Da, auzi, soțul meu a pus muzică lui Alina Angelă. Asta și eu mă înșogănesc pe aici, tocmai acum să potoli. Iubica, să știi lui Petre că îi mulțumesc foarte mult. Da, nu uitați că este un link aici jos în descriere și puteți să intrați aici în streaming cu noi, putem să râdem, să glumim, bineînțeles, mereu cu bun simț. Eu vă las că mă doare puțin capul și ne auzim. Bună, Alina! Bună, Alina! Să mă apuc pe aici, pe am ceva treabă. Da, eu și eu să mă ocup de bere, că încep să încălzească lângă mine aici. Mai întâi o creștină două ceva acolo, ne mai... Să dezgheață. Exact, da. Mai întâi o creștină două acolo, ne mai spălăm și noi ochii, nu? Bun, Iulian, bine, sănătate! O seară frumoasă! Sănătate! De-aia zic, să mai întâi o creștină două, ne mai spălăm și noi ochii, nu? Nu m-a bărbat. Nu? Da. Apropo, cum ai zis că Dumnezeu avea și el una, nu? Da. Dar știam un banc ceva în genul, un banc foarte, foarte, foarte drăguț. O zis că Dumnezeu când a văzut că nu înțelege... Nu, ăsta e altul. Da, da. O zis că satana se duce la Dumnezeu și îi zice, Doamne, dă și mie o femeie, pentru că toate fugeau de satana, nu? Și zice, Doamne, dă și mie o femeie. Și în banc vechi, sper să mi-l aduc aminte bine ca să aibă sens. De acum, îl înțelegem noi oricum. Dumnezeu îi zice, Satan, uite, ia o oglindă, stai așa, intră. O, să rămână! Să rămâne! Seara, stimată doamnă, Mare Topărceanu. Toplicianu. Toplicianu. Bă, dar eu mereu zic Topărceanu, nu știu de ce, până acum numai așa am citit Topărceanu. Sunt Topărceanu. Cer scuze. Nu, sunt tolteancă, sunt okay. Munteancă. Sunt din Moreni. Ce bine că până acum am fost inferioritate, mereu câte doi olteni aici. Exact. Sincer, sunt moldoveancă, dar stau în Moreni. Frumos. În Moreni. Am fost când eram mult prin Moreni. Am văzut că erai singurul moldovean și am zis, hai să mă alătur. Deci care v-a să zică a fost, ați avut emoții cu prea mulți olteni sus. Că am deja trei olteni sus. Exact. Severinul, Orșova și Vâlcea. Da, în Severin am fost, e super mișto, chiar îmi place. Da. Da, și eu în Severin am stat jumătate de an, în piața Mircea cel Bătrân. Eu am stat în Orșova de la 4 ani, acolo la statuia lui Decebal. Că noi când eram copii, acolo mergeam la notar, mergeam la pe Mraconia. Frumos, e o zonă pitorească. Am avut o copilărie foarte, foarte plăcută. Și eu îmi place, mor de orașul ăla, pe bune. Da, e foarte, foarte fain, da. Pepe, vreau să te felicit pentru ceea ce faci.
spui că faci chestia asta doar de două luni, dar pare că o faci de o viață, pentru că chiar îți iese. Felicitări! Mulțumesc! Sunt la început, nu am experiență, pentru că fac foarte multe greșeli. Da, prin greșeli învață omul. Exact, da, da. Chiar ne-ai ținut moralul sus toată perioada asta. Mă bucur că am reușit. Da, chiar țin să-ți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, sărmâna. Noi suntem moltenși, oricum avem moralul sus. Am încercat să... Deci, de foarte mult avem pasiunea pentru radio. De prin 2004, deci a fost prima idee de a deschide un radio. Dar știi cum este cu fotografia de nuntă, cu video, cu montaje, pentru că eu fac și video și foto. Tot am zis, o să fac, o să fie. Bă, era un eveniment, bă, era altul și n-am făcut. Acum când am intrat în carantină, am zis, hop, hai să fac. Da. Ideea a venit prima de carantină, dar nu de a deschide un radio, pentru că am o pagină internet care se cheamă infodeastra.net, un site web. Și vreau să fac pe acel site, să pun despre românii din Roma, despre românii din diaspora, să pun știri, articole, dar căutam articole, puneam foarte puține, deci l-am luat site-ul ăla, l-am cumpărat pe data de 30 ianuarie, deci, pentru că nu știam de unde să cumpăr domeniu, m-am informat, pentru că am încercat să fac totul eu, deci cu mâna mea, fără să mă duc să cumpăr de la cineva. M-am informat cum se încarcă prin FTP, cum se încarcă un template, cu ce program aș putea să fac site-ul, să-l structurez, ce template să pun și tot așa. Și am încercat ușor de unde să cumpăr serverul pentru site, ce database să cumpăr. Deci m-am început să mă informez de la începutul anului. Nu știam ce nume să dau la pagină, pentru că pare ușor să alegi un nume, dar nu este. Deci, bă, mi-am scris pe foaie zeci de nume, ăla bine, ăla nu-i bine, știu, până ce ajungi. Și am zis, ok, eu sunt în diaspora, mi-a venit așa spontan, am zis, bă, sunt în diaspora. Site-ul ăsta, care este țelul lui? De a informa diaspora. Deci, pentru că vrea să pună articole despre români, despre tot ce ține de români în general din diaspora. Și am zis, ok, info diaspora. Sper că nu negative. Nu. Sper și eu să pun doar. Deci, site-ul era făcut, este și acum, deci pentru în scop informativ. Vreau să pun despre ambasadă, despre dacă ai nevoie de o procură, ai nevoie, deci chestii care măcar anumite chestii, deci informative, deci pentru chestii informative. Ai nevoie poate de un restaurant, ai nevoie de o locație, ai nevoie de o formație de muzică, pentru că fiind în domeniul nunți, botezuri, ca fotograf, videograf, m-am gândit în modul ăsta. Deci, pe lângă toate chestiile astea, m-am gândit, îmi pun și eu acolo un banner publicitar, pot să-mi fie și mie. Deci era unicul mod de a avea și eu un reintro, deci să am și eu o publicitate pe acel site în modul ăsta, adică ăia 60 de euro cât îi dau pe an, adică ca cum aș fi plătit un site undeva să-mi pun un banner la ei. Și am zis, ok, în cazul ăsta fac site-ul ăsta și să fie cu articole informative pentru românii din diaspora, fiind eu acolo, eu nu mi-am pus munca mea, cât stau, cât am învățat. Dar am zis, cum aș fi pus un banner publicitar undeva, să fi plătit un 60 de euro la un site, să am un banner publicitar. Așa m-am gândit să-l pun eu, să fac site-ul în modul ăsta, să reușesc să am bannerul de pe propriul meu site. Dar bă, acolo voi pune formații de muzică, deci de toate chestii mișcă la Roma, în scop informativ. De pe data de 22 februarie am avut ultimul eveniment, deci ultimul botez l-am avut pe data de 22 februarie, după care, bum, pandemia, stop, am site-ul, hai să fac o radio, să fac live. Și am spus să dau numele la radio, Radio X, Y, Bombastic, Radio Mititelu, Radio Cățelu, Radio... Am spus, dar dacă eu am site-ul, dacă am site-ul care se cheamă Infodiaspora, hai să dau Radio Infodiaspora, pentru că m-am gândit ca să fac broadcast-uri, adică ceva cum ar fi în genul cu invitații, care de la Roma, formații, români care să povestească situația lor, cum au venit la Roma, ce a determinat să vină în străinătate. Deci chestii constructive, eu urăsc chestiile negative. De chestii negative este plin social network, adică pe Facebook găsești de toate. Dacă stai și te gândești și pui mintea la toți nebunii, nebunești și tu.
Așa că eu m-am gândit să pun doar chestii pozitive pe rețel, deci chiar și pe radio și pe toate. Și mi-a venit ideea de a face Radio Info Diaspora. De acolo și vine și numele cu Radio Info Diaspora, pentru că m-am gândit să fie totul în scop informativ pentru scumpii noștri paisani. Și scop umanitar. Nu, scop umanitar, adică când ajut... Deci umanitar din punct umanitar. De vedere al informației. În contră, trebuie să ajutăm noi să poată să reziste. Da, exact. Da. Într-adevăr, pe lângă ce se vede, să vă gândiți, după cum ați văzut, eu încerc să stau aici în fiecare seară, alții critică, dar dacă i-aș pune să stea în fiecare seară în 4 ore pe un scaun aici, ar fugi de-ar rupe pământul. Și totul este făcut fără compensație. Da, fără compensație. Bineînțeles, au fost câteva persoane care m-au rugat să nu dau numele, așa, care m-au susținut chiar și cu mici. Fiecare eurocentez este foarte binevenit. O persoană care... Dacă vreți, vă susțin cu o creștină ceva. Poftim? Vă susțin cu o creștină ceva. Nu v-am înțeles. Așa le zic eu la femei. Vă susțin cu o creștină ceva. A, cu o creștină. Da. Care nevoie? Exact. Toate nevoile trebuie acoperite. Da, clar. Și, ai toată susținerea. Da, mulțumesc, sărmâna. Și am zis, ușor, vreau să cumpăr acum o licență, adică o autorizație de funcționare, adică pentru a transmite muzica, pentru că nu pot să pun orice tip de muzică. Pentru că dacă eu pun o muzică cu drepturi de autor, Facebook-ul imediat mă blochează. Deci îmi închide live-ul. Da, și după aia îmi vine că s-a dezactivat audio și tot așa. Stați așa, că mai este cineva care vrea să intre cu noi. Bună seara! Doamna Mirela! Sărmâna! Da. Pentru prima dată aici pe live. Pentru prima dată, pentru că am promis că intru. Sărmâna! Mulțumim de prezență! Da, din câte am înțeles, dumneavoastră ne ascultați din nordul Angliei, corect? Da, exact, Londra Angliei. Da, este de asemenea o persoană care când nu muncește este, și suntem în streaming online, este mereu și ea pe Radio Info Diaspora și țin să-i mulțumesc și personal. Acum, cum de asemenea, mulțumesc la toți pentru că așa prin scris, prin mesaje ne auzim toți. Corect. Eu am intrat să zic că îmi place ceea ce faci și nu știu cât o să mai urmăresc, mai când o să am timp, pentru că ai câteva persoane foarte rele pe chat și nu mă lasă în pace. Da, dacă stăm și ne gândim așa, în ce privește, nu există pădure fără uscături. Persoanele rele nu de acum, dar persoanele rele au fost mereu, în orice domeniu. Dacă stați și vă gândiți, dacă ar fi 5 frați și toți de aceeași mamă, da, nu sunt la fel. Eu vă ascult, ascultați puțin la mine. Dumneavoastră vedeți doar mesajele care le vedeți în chat. Dacă eu v-aș arăta WhatsApp-ul meu, care de multe ori îmi vin mesaje de tot felul, am frigiderul plin și pe 2025. Eu îl am la fel. Dar ce te sfătuiesc eu, dacă tot îți place canalul ăsta, să nu renunți pentru gura lumii, da, pentru că nu, gura lumii noastră... Ormai m-am învățat cu gura lumii. Noi intrăm aici să ne uităm... Da, știți, vorba aia, dacă eu nu deranjez pe nimeni și dacă eu scriu un mesaj și unul înțelege greșit, nu-i problema mea. Eu mă refer la mine ceea ce scriu, nu mă refer la persoanele de pe chat. Da, o secundă ca să-mi pun și eu căștile să vă aud. Discutați că eu vă aud, da? Da. Nu, eu așa cred că nu ar trebui să, nu ar trebui să bagi în seamă, pentru că răutăți persoane nu mă lasă să ascult eu radio ăsta. Nu cred că trebuie să nu bagi în seamă. Ar trebui să nu bagi în seamă. Nu ne mai auzim. Ar fi cel mai bine. Ne aude Pepe. Da, probabil că de la dânsul s-a oprit. Da, posibil. El a zis să vorbim de aude, că el își pune căștile. Da. Da. Deci acum am devenit bărbații perfect, nu ne mai auzim. Da, nici nu vă mai vedem. Fața la femei. Nici nu vă mai vedem. Exact. Exact, eu mă numesc Mela, poate sunt o leacă nesimțită și nu m-am făcut prezența. Nu contează, doamnă, suntem toți oameni și eu sunt Constantin. Și eu sunt Mariana, cred că nici nu m-am făcut prezența. Așa,
Constantin Imperialul. Imperial. Eu Suacheș. Am înțeles, am înțeles. Numele de familie. Sunteți, nu... sunteți cu adevărat Oacheș, da. Da, să știți că, nu știu, parcă așa a vrut Dumnezeu să se potrivească. Am ochii mari, albaștri, frumoși, nu dau ochelari jos, că, să nu se sperie lumea. De asta zic. Da. Bună seara, bine ați revenit, bine. Domnul interlocutor. Bună seara. Făcea deci, interferență între microfonul meu și pentru că era pe boxele de la calculator, nu? Și așa, și s-a auzat de două ori, da. Exact. Dar cu mine mă mai vedeți, că eu nu mă mai văd. Nu te vedem, tu ne vezi? Nu, nu. Deci nu aveți, da, eu vă văd, nu aveți ochi să mă mai vedeți. Asta e cel mai important. Nu, nu, nu. Dacă le vedeți, important e că ne vedem noi pe cameră. Cel mai bine. Dacă se văd doamnele pe cameră, este super. Dragi prieteni, exact. Nu uitați să distribuiți acest live, bineînțeles. Nu uitați că în fiecare seară, începând cu ora 18, vom fi aici la un pahar de vorbă cu diaspora, cu vorbe bune, cu oameni minunați, oameni care ascultă Radio Info Diaspora și nu numai, oameni care poate au un cuvânt de spus pozitiv, un cuvânt informativ, un cuvânt care ne poate ajuta și o informație. Domnul Pepe, mă scuzați o secundă, dar la un pahar de vorbă e oltenesc. De unde l-ați preluat? Din România. Da, e cel mai bine. Paharul și vorba. În Oltenia se folosește. Și în Moldova stă la un pahar Moldova. De rachiu de vorbă. Da. Da, 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 tot. Peste tot. Și Moldova, și Moldova. Știți că avem patent pus pe cuvânt. Este patentat. Da? Dacă toți sunteți acum ați rămas dumneavoastră singur oltean între trei moldoveni. Păi tocmai de aia nu mai vedeam. Hai să-l atăcăm, hai să-l atăcăm. Era vorba aia. Știți de unde vin froșii? O zic că de la Olt, cu oltenii nu zic două, zic doi. Bă, hai să mergem la doi. Da, să știi că ai dreptate, eu am o soră în Brașov. Și zic, deci, uite, mă deci duc nu la trebuie doi. Să vă supărați, domnul Constantin, glumim, da? Absolut, credeți-mă că mai multe glume ca mine nu aveți dumneavoastră. Sunt oltean, jet by jet. Eu cred că dacă te pui cu o moldoveancă la glume, eu nu cred că o întreci. Eu așa știam că oltenii sunt cei mai glumești. Aia. Și tu, moldovenii, să știi. Eu de asta și glumesc. Hai să împăcăm și capra și varza. Oltenii cei mai glumiți, moldovenii cei mai iubăreți. Asta așa e, da. Asta este de glumea. Absolut. Dar mai există o vorbă, știi? Moldovencele sunt de două feluri. Doamne și Doamne ferește, știi? Cam așa ceva. Asta, da. Uite, nu am auzit până acum. De două feluri, știi? Doamne și Doamne ferește. Cam așa ceva. E bun. Uite, pe asta nu știam. Nici eu nu știam. Aia nu mă părăsi și mă lăsa așa ce singur. Ce-am făcut? Ce-a făcut, maică? Da, am invitat și eu de ocazie și am ieșit afară după shift-ul de noapte, de pe tura frumos, de noapte. Frumos. E foarte cald, de 21 de grade, ca niciodată. Wow, super. Dar și nori în spate chiar sunt super. Eu mă uit eu ca fotograf, mereu mă uit la cer, mă uit ca când fac o fotografie. Uite, aveți, hai că văd că aveți susținere maximă, ci că bună moldovencele mele. Bravo, bravo. Da. Văd da? Că sunteți susținute la maxim. Lăsați că vine păi la noi, lumea înapoi. Noi, știi, când e vorba de un moldovean, noi cam sărim, pentru că e neamul nostru, știm ce salutăm, noi mâncăm, salutăm. Noi... Cu toate vă, că în toată lumea... Vă salut de bucătărie, ne spune și Cătălin. Salutăm, da, Gina Tomulescu, bună seara, dragii mei diasporeni. Bună seara. Da. Adevărul e că eu cu moldovenii mă înțeleg cel mai bine și cu oltenii mă înțeleg, dar am aici trei prieteni, trei frați care mă cunosc cu ei din 94. Și băieți de nota 12, deci foarte săritori, foarte ajutători, orice. Deci pur și simplu te sună să te întrebă, băi frate, ce faci? Ai bani să-mi dai împrumut sau nu? Nu. Dacă nu mai e fratele meu. Nu, pentru că deci toți trei sunt milionari, credeți-mă. Îi cunosc din 94. Deci oamenii... Și moldovenii, scuze-mă că te întrerup, dar moldovenii sunt și foarte muncitori. Muncitori? Da. Păi, haideți să vă zic eu, undeva în 95-96, atunci eram cam toți la început și cam toți trăgeam tare. Și eu trăgeam de la 6 dimineața până la 8-9 seara. Dar băieții ăștia trăgeau de dimineața de la 5 până la 1 noaptea și reîncepeau a doua zi la 5.
Și seara acasă se duce, scoate o bere, dă-i tată, bea o bere, mănâncă absolut, bine, absolut. Pună muzică, dimineața la 5 la muncă înapoi. Eu știu ce înseamnă, știu ce absolut. E ăla moldoveanu. Nu, da, bine, noi femeile nu facem cunosc. Așa, da, eu pot să vă contrazic, doamna Mirela. Bine, da, nu tot nu la faceți loc. Bine, domnul Pepe, vă rog eu frumos. Dacă, nu vreți, dacă vreți să mai intre, doamna, nu contraziceți. Vă scoteți afară, am înțeles, mă dați afară din live. Exact. Stai o secundă, eu am zis în general. Da, da, nu, eu am înțeles, bineînțeles, tot în glume era și din partea mea, cum să nu. Uite, Pepe, aici, uite ce nori, uite și tu. Hai că te duc, mă duc într-un parc foarte frumos și îți arăt cât e de frumos. A, în parc sunt mai mulți nori? Nu, da. E mai mult o verdeață. A dat-o, domnul Pepe, a dat-o în ultenisme acum. Ioi, mă, pui, nu știu eu de astea. Cred că v-ați am zis că e mai multă verdeață de asta. Fusei și eu prin Craiova vreo jumătate de an. Înțeles, tărăm. Uite, doamna cu roșu nu mai zice nimic. Eu cu doamna nu aud absolut deloc. Dânsa cred că vorbește, dar nu aud. A, cred că vorbesc pentru mine. Domnul Pepe, ați interzis dreptul la replică? Nu, doamne ferește. Eu sunt o persoană foarte democratică și fiecare, deci m-am învățat deja pe radio, ca fiecare să zică ceea ce vrea, ceea ce dorește. Absolut. Da. Și eu știu când cineva vorbește. Păi atunci, ia spune-ți, doamna, ascultă. Să nu mai zică bravo moldovencele mere. Până când? Până vine următorul mesaj. Păi le susțin, absolut. Da. Absolut. Adică ne susținem una pe cealaltă. Ne bagă cineva de unde am ieșit și gata. Da, apropo cu băgatul de unde am ieșit, vorbeam cu un prieten care mi-a trimis două melodii acum câteva zile și nu știu cum a zis, el a început să zică ceva, că i-a parcat cineva lângă mașină, a zis, bă, nu m-am înjurat, că o să te bagi ăla, nu știu, face, bă, pe mine poți să mă bagi, că degeaba mă bag, eu sunt făcut prin cezariană. Da, da, e faină. Corect. Da. E faină. Apropo, domnul... Doamna de sus, cu roșu, aveți dreptate în tot ceea ce spuneți. Eu de vorbit am mai vorbit, dacă da. Dumneavoastră vorbiți peste eu pentru că de unde s-a auzit. Că intru în magazin să cumpăr ceva și revin. Ok, perfect, să rămână. Am înțeles, rămâne, o zi frumoasă. Știu eu să ies acum, habar n-am cum să ies. Haideți în dreapta, pe butonul ăla... Vă scot eu. Scoate-mă tu, hai! Vezi, ai grijă, mă scot! Nu, cum a zis cineva acum câteva serios, na că mi-a băgat-o Pepe! Na, acum scoate-o Pepe, hai! Vezi câte înțelesuri are vorba noastră? Da, da, se zice că vorba românului are mai multe înțelesuri, da? Exact, da. O, absolut. Latina este o limbă foarte complexă. Domnul tot nu apare? Nu vă auzim, eu nu vorbesc, dumneavoastră vorbiți și cel nu vă vedeți. Eu. E mai rău. Știți cum era? Și orbă nimerită Brăila, știi cum era? Da. Știți cum se cheamă un copil între un moldovean și o olteancă sau oltean și o moldoveancă? Nu. Domnul... Da, mersi mult. Asta nu știți, nu? Între un moldovean nu. Și o moldovean, între un moldovean și o olteancă sau un oltean și o moldoveancă. Cum li se zice la olteni? Olteni. Nu, oltenii sunt cu prazul, nu? Da. Așa, și moldovenii sârma. Da. O zis că copilul între un moldovean sau o moldoveancă, deci o combinație se cheamă praz îmbalotat. Nu depinde, păi dacă eu sunt toată ziua la calculator. O zis că știți cum se cheamă popa la moldoveni? Nu. Electrician. Nu. Îngroapă sârma. Corect. Da. Nu, deci mă vedeți că eu nu aud pe doamna, doar pe dumneavoastră? Nu, nu vă vedem. Doar vă aud. Da, inșit și reintrați. Da, acum să zic repede că nu mă aude. Așa. Știți de ce pun oltenii televizorul pe sobă? Nici asta nu știu. Să se încălzească artiștii la picioare. Săraci de ei. Acum pot să aud pe doamna.
Dar tot nu vă vedem, tot nu vă vedem. Înseamnă că nu aveți loc să vedeți oltenii, aia să înțeleg. Ba mie îmi plac oltenii. Problema este că nici eu nu te văd. Acum vă aud pe dumneavoastră, dar nu-l aud pe domnul Pepe. Asta e cel mai important, că l-auzi pe... E de la sistemul... Îi spunem bună seara și lui doamna Virginia. Bună seara. Sărămâinile. Sărămâna. Doamna Virginia e acolo, da, în bucătărie. În totalitate și reintru. Da. Bună seara, doamna Virginia. Vorbiți pentru dumneavoastră, mi se mai întâmplă și mie să vorbesc cu mine, mai mă sfătuiesc câteodată. Nu vă auzim. Intrați în ședință, nu? Nu. Intrați în ședință personală, nu? Dați pe microfon. Nu poate să vorbească, cred, nu știu. Cred că de la microfonul dumneiei. Nu uitați, dragi prieteni, să dați un like, să dați o distribuire. În modul ăsta vom fi mai mulți și, bineînțeles, cu cât sunteți mai mulți, ne dăm seama că vă place ceea ce facem aici. O facem din suflet pentru suflete și încercăm să unim lume bună, să ne descrățim frunțele, să socializăm, pentru că se cheamă la un par de vorbă cu diaspora. Deci, este... Acum vă auzim cum v-ați luat tigaia de pe acolo. Am luat tigaia. Uitați, vedeți dacă a venit doamna Virginia, domnul Constantin, ce-o zis? Imediat, zup și eu. Exact, imediat. Vă pupăcesc pe toți, vă îmbrățișez, vă fac orice vreți voi. Bă, asta că sunt bine. Dacă stăm bine... Eu vă văd lângă domnul Constantin, cred că de asta spuneți vorbe așa frumoase. Probabil. Eu am o fizionomie mai fioroasă, așa, mai mă scuzați. Greșit, aveți o imagine negativă în ceea ce spuneți chestia asta. Din contra, sunteți o persoană care se vede că a trecut foarte mult prin viață. Cel puțin așa se vede prin ochelari. Absolut. Da. Deci doamna Virginia este la Fumicino, de acolo de ne zboară toți românii către România. Bună seara, spunem și lui doamna Elena. Vă aștept la mare. Eu încep să pregătesc follow-ul, da? Da, cum să nu, stimată doamnă. De-abia așteptăm să se ridice aceste restricții și să venim și noi la mare, bineînțeles. Mulțumim de invitație și v-am promis, dacă vin, vă fac câteva fotografii unice pentru dumneavoastră în mod special. Ok. Ascultăm bancul. Care era ăla? Pentru că nu mai știu de care din ele. Dumneavoastră a spus că aveți multe glume și multe bancuri. Chiar ne place să ascultăm niște bancuri bune de pe tărâmul Americii, spuse de un oltean de-a nostru, de un românaș de-a nostru. Haideți, începeți. Nu pot că nu-mi vin în minte că nu eram în subiect și nu... Okay, dar știu o grămadă, sunt multe știu și eu relație foarte... cu moldovenii, oltenii, ardelenii. Da. Bună seara, DJ, bună seara tuturor, salutăm, ne spune și Alexandra Vasile. Salutăm, bună seara. Melania ne spune, când deschid regiunile, da, când vor deschide, Melania, sperăm să se deschidă cât mai curând, sperăm. Da, să reușim să ne mișcăm liberi, să fim în democrație, să fim liberi. La noi aici a fost foarte mult bazat pe voluntariat, n-a prea fost. Deci s-a sugerat stați în casă, dar lumea a circulat pe stradă. Care a vrut au stat acasă, care nu au circulat. Restaurantele au fost cam toate puse, făceau doar, deci dai comandă și te și luai mâncarea singur. Dar de luni acum se deschide restaurante. Ăștia că știu de la soție că soția ea e cu unghiile, cu delea, înțelesără. Și e supărată că nu poate să-și facă unghiile, că ea pe fiecare miercuri mergea să-și facă. Da, am înțeles, unghiile. Asta era terapia ei. Că știți? Atâta rău să fie că nu a putut să meargă cu unghiile. Aia am zis și eu. N-ați înțeles de ce este ofticat domnul Constantin, pentru că doamna își făcea unghiile și îl zgărea pe spate. Exact. Cred că e mai simplu.
M-a cicatrizat tot sfârșitul. Bine punctat, domnul. Femeile nu zic miau, zic miar lau. Nu am vrut să exagerez. Dar haideți să citim un mesaj. Bună seara, avem și noi o întrebare. Românii din Italia, când circulă Atlasivul ultima oară pentru a ne întoarce acasă în România? Stimata Angela, Angela Simion, din câte știm, pe data de 15, adică vineri 15 acum, se dau drumul la zbor, deci se dă drumul la aeropoarte în Italia și Uizarul va merge. În schimb, în ceea ce privește Atlasivul, nu aș putea să vă spun, dar dacă intrați cu siguranță pe site-ul de la Atlasiv, veți găsi informațiile oficiale de la ei. Nu luați informații din alte surse, pentru că s-ar putea să nu fie oficiale. Deci, de fiecare dată vă sugerez, când aveți nevoie de o informație, să intrați direct la sursă și să luați informația de acolo, pentru că de acolo veți fi cel mai bine informat. Să fie foarte atent, pentru că se copie multe da, site-uri exact. Oficiale. Mai ales pe Facebook. Pe Facebook găsești toate prostiile. Și eu scriu exact. Că mâine fac transporturi. Cine îmi trimite banii înainte? Dar nu stă în caracter. Exact. Dacă chestia, adică vedeți cum este lumea. Sunt foarte mulți care fac chestia asta. Da, moșilor, eu vă pupăcesc, vă las că sunt la serviciu. Da. Să rămâne muncă ușoară. Mulțumesc bine. La fel. O seară frumoasă, să rămână. O seară bună. Să rămâne. Că sunteți aici aproape de noi. Mulțumesc. La Fumicino. Ne vom vedea cu drag. Să rămână, stimată doamnă. Mult respect. Cine mai bine să urce aici cu noi în streaming. Numai bine. La revedere. Să rămâne. Ok. Bă, nu știu cum am făcut data asta, dar doamna a rămas între noi. M-a protejat. Ai protecție maximă de la exact, domnul Constantin. Exact. Aici sunt doar intermediar. Nu pot să arăt că sunt pe live la domnul Pepe, dar am aici protecția lângă mine, știți? Oh, da, da. Țineți-o acolo că e cel mai bine. Da. De vaccinare. Da. Bună seara, ne spune și Marin din Germania. Salutăm, salutăm. De Marius Mocanu, ce se știe? Nu știu prea multe, Silvia, pentru că nu urmăresc politica, pentru că nu vreau să fac mulți bani. Ok. Dacă vreți o paranteză, nu prea sunt eu de acord cu ceea ce face Marius Mocanu, că sunt niște chestii foarte, foarte delicate care le atinge și am ascultat câteva înregistrări private de ale dânsului care nu erau tocmai, să zic eu așa, cizelate. Am înțeles. Fiecare răspunde pentru faptele lui. Eu, cei ce vorbesc aici, vorbesc și mâine și cu alți oameni. Sunt o persoană foarte simplă. De asta am și spus. N-are rost să mă implic prin politici. Încercăm să vorbim face-to-face, exact, la persoană la persoană. Ăsta sunt, ăsta mă cheamă. Dacă cineva are o glumă bună, are o problemă și dacă se poate, sau cineva, măcar unul are o problemă și intră sus aici în streaming sau o scrie și putem să-l ajutăm cu un cuvânt de bine, cu o îndrumare, mie este o chestie pozitivă. Mie îmi place foarte mult să fac chestii pozitive, pentru că de chestii negative este plină lumea. De asta și avem nevoie de pozitivitate. Da, da. Deci așa trecem prin ce trecem, ne mai trebuie și negativitate și deja suntem la pământ. Am înțeles că vămile vor fi închise până pe data de 15. Cu siguranță eu aș putea spune probabil. Că sperăm că pe 15 să se dea drumul. Eu personal, care mă ocup cu evenimente, am vrut în postul Paștului să merg acasă, pentru că am o micuță care nu se simte prea bine, dar cu acest coronavirus nu am putut, pentru că eu când e postul Paștului și astea nu am evenimente. Sunt în... Eu vreau să merg de Paște acasă, dar nu... Îmi plănuiți încă o lună înainte să-mi iau bilet. Auziți, stați liniștit că va fi și la anul. Da. Oh, absolut. Chiar vorbisem cu popa de la papa de la Roma și mi-a zis că o să repete. Da, super. Oh, da. Absolut. Nu vreau să mă implic nici în ceea ce privește religia prea mult, pentru că în ceea ce privește religia, nici eu nu mă implic. Eu aș putea spune că fiecare are credința lui interioară. Absolut, absolut. Fiecare în ceea ce crede. Pentru că eu pot să cred una, fiecare cum a fost crescut, de educație și de pentru că vedeți că sunt 100 și 1000 de setke religioase și
fiecare mai precis crede. 182. Fiecare cu religia lui, da. Da, fiecare în ceea ce crede. Apropo despre papa, eu pot să spun doar o chestie care este confirmată, pentru că el prima a fost un jesuita. Deci a fost un popă politic. Prima de a intra în... Da, și când a intrat era certat cu președintele Argentinei, care din ei și vine. În fine. Bun, hai să trecem mai departe, da? Așa. Cine cunoaște știe. Germania, iauzi tot, zice, Germania a propus la nivel european să rămână închis până pe data de 15. Da, iauzi, Germania. Da, Germania, să știți că este o forță foarte mare în ceea ce privește Europa, în deciziile. Merkel este pe o poziție foarte bună. Am chiar câțiva prieteni în Germania și față de și Italia. Din punct de vedere politic și economic și absolut. Da. Au are putere de veto. Da, dar nu mai vorbim despre străzile în Germania, nu mai vorbim despre curățenia. Acum da, străzile deja în Germania. Da, da, mese da. De biliard. Deci e perfect în nivel. Da, da. Eu anul trecut am avut în Kiel, am fost în Kiel, am stat o săptămână prin Kiel, în Germania, în Kiel Bond. Într-adevăr, să vă gândiți că dacă mergeai să bei o cafea era 2 euro, 2,50. În Italia 90 de cenți, dar și salariile sunt, deci totul este raportat la viață. Exact. Eu când vin în Europa, intenționat fac ca să zbor de aici din Miami în Zurich, îmi închiriez mașina acolo și mă duc, trec prin Germania, ca să vin prin nord, că să văd mai multe țări, da? Dar trec prin Germania că îmi plac străzile acolo la maxim. Da, da, da. Străzilele. O bune, și să ai și o mașină de aia performantă să ducă mult, mor. Da, Silvia zice că cere bani pentru a-și face partidul diaspora. Adică cred că se vorbește despre domnul... Da, Mocanu. Salutare diaspora da. Din Germania, Alexandra Varga. Salutăm și noi. Da, într-adevăr, Germania este o țară care s-a dezvoltat foarte mult. Până și pe timp de pandemie, Iohannis a trimis oamenii, deci tot pe net am citit că își proteja cetățenii. Românii noștri s-au mers la cules de șparanghel. Bine, cineva ei până la urmă spune, au decis ei să plece. Da, au decis. Da. Părerea mea este că s-a dat voie, dar a fost decizia fiecăruia. Da, a fost decizia da, dar s-au făcut abuzuri și la nivel de țară românească și la nivel de... Exact. Da, dar vreau să vă spun că acei oameni, din punctul meu de vedere, au plecat poate din necesitate, exact, poate da. Din nevoie. Absolut, absolut. Au plecat pentru că aveau nevoie, poate aveau de crescut copii, poate aveau o familie. De împrejurări, da. Da. Eu, sincer, chiar dacă au ales, eu stimez pentru că chiar dacă e corona și toate, ei și-au riscat poate într-un fel sau altul. Absolut. Nu s-au dus la furat, ei s-au dus la să muncă. Câștigi un bani, deci s-au dus la muncă. De asta zic, a fost decizia lor să ducă da, să muncă, da, pentru că fiecare știe... Deci are nevoie dar s-a ajuns la un anumit punct unde le-a scăpat de sub control lor personal situația în sine, unde au fost puși în punctul unde nu mai aveau buletine, li s-au oprit buletinele între da, da. Am văzut, de acolo am văzut ulterior a început fenomenul da. Sclavie. Da. S-a profitat de situație și absolut. A devenit bătaie de joc într-un fel sau altul. Și e păcat, pentru că dacă îi ascultai pe oamenii au pur și simplu oameni simpli, oameni care da, da. Era să muncească. Era baza societății în două cuvinte, normal. Exact. Își doreau doar să muncească, să-și știu, îmbunătățească traiul cât de cât acolo. Da, cu siguranță. Dacă vorbim de stat, trebuia să-i protejeze, trebuia să-i lasă să plece și să-i ajute, absolut. Așa cum au făcut toate celelalte țări. Pentru da, cei care da. Stau acasă să le dea o mână de ajutor, nu să-i pună săriște, să-și riște propria viață, practic. Absolut, da, absolut. Nu trebuia să facă chestia asta, nu trebuia să-i lasă să plece, trebuia să-i protejeze așa cum fac celelalte țări. Au fost lăsați la voia soartei. Exact, da. Okay. Uitați, vreau să vă spun că am pe cineva care este în Irlanda. Să rămâne, mulțumim. Cei care nu muncesc în Irlanda, deci care erau cu contract și au stat acasă, li s-a dat de 350 de euro pe săptămână. Da, deci fapt da. Concret. Mi-a, da. Așa. Au un ajutor social sau da. Ajutor de sumă. Exact, bravo, domnul Constantin. În schimb, în Italia au zis că eu n-am primit absolut nimic. Am făcut nu, și aici încă nu s-a dat nimic. Deci s-au dat niște o familie de aici de deasupra. Eu n-am știut, după ce au primit ei, mi-a spus, fă și tu, chiar dacă ești singur, 100 de euro, cât îți vine? De 60 de euro, de cât îți dă că ați dat de 60 de euro de căciulă.
adică bonuri pentru a face cumpărături. Să cumpere alimente. La boni speța, da. Da, boni speța. N-am vrut să spun boni speța, poate nu se înțelegea. Așa, un fel de bonuri pentru a putea merge să faci cumpărături. Da. Domnii de sus sunt mai mulți în casă și au primit 400 de euro de, în ceea ce privește. Deci, deci s-a da, și dat până la urmă. Da, nu chiar da, au trei copii mici, au și ei mi-a spus, fă și duc. Eu nici nu știam despre chestiile astea. Nu, eu nu sunt unul care să mă fi informat prea mult în ceea ce privește. Imediat l-a întins mâna. Nu, da. Nu știu, la fine erau niște fonduri puse la dispoziție. Bine, acum nu se discută că cineva întinde mâna. Trecem prin o perioadă grea. Da, și toată da, lumea. Nu te duci, a întins mâna, aici statul trebuie să te ajute pentru că n-am ales noi situația care este. Exact, ei sunt cei ce au impus regulile. Exact, da. Ei au impus, nici ei nu poartă nicio vină pentru ceea ce se întâmplă, da, dar trebuie. Ca stat trebuie să ne ajute, nu trebuie să ne lasă la voia. A fost impusă la nivel mondial și cei ce au da, impus trebuiau asta, să, da. Să și ajute din multe puncte de vedere. Așa ar fi trebuit, da. Și dar, informatic și financiar exact. Și... Pentru că nu poți să ții un om închis în casă două săptămâni de zile sau, mă rog, o lună sau... Două săptămâni, noi cât avem? O lună și ceva, aproape două luni avem. Două da. Luni avem, dacă suntem în Italia. Aproape două luni, da. Nu știu dacă ați văzut aici la noi în Michigan. Da, eu sunt. Să rămâne. Bravo, mă. Imediat ai recunoscută, Mari. Da, după Glasbach, pentru că o urmăresc. Chiar o apreciez foarte mult. Te pup, iubita, te pup. Mi-aș deci ortenii sunt apreciați, domnșoara Alina, așa că... Da, da nu și dacă iubesc. Auzit, știi cum văd eu acum? Văd așa, pe doamna Mari, deasupra lui domnul Constantin. Nu știu dacă și voi vedeți la fel. Da. Și eu mă văd din jos deasupra Alinei. Bă, ce? Și eu sunt de jos de Pepe, eu sunt, da, așa este. Controlați-vă verbalul, că nu. Nu, eu spuneam... E înțeles greșit. Era o chestie... A fost vorba de... Scuzați-mă că vă întrerup, am auzit chestia, discuția, de fapt, că am văzut, de fapt, un comentariu. Da, într-un adevăr, în momentul ăsta, în Italia... Este o criză și este peste tot acum în momentul ăsta, respectiv vreau să zic cu corona asta, virus și toate astea. Patronii merg pe concepția că așa a fost să fie și tu muncești ca un animal, că n-ai cum să zici, te fac să muncești de tăcăt, să stoți sfinții din lume, pe nimica. Suntem în secolul 21 în care noi acum în momentul respectiv muncim de ne râpe în spatele, practic, gratis, cum ar veni. Că nu Alina, mai ce se întâmplă? În perioada asta ar fi trebuit să devenim mai buni, dar nu s-a făcut altceva decât s-a profitat din toate punctele de vedere. Care a tras pe cârcalul? Niciodată nu o să fim mai buni, niciodată nu o să fim noi românii, niciodată nu o să fim uniți cum sunt ceilalți și toate astea. Despre ce vorbim? Nu neapărat numai decât românii, dar cred că așa e toată lumea. Să spun adevărul, eu unde stau în momentul ăsta toată este lume în care sunt chiar uniți, practic uniți. Dar noi românii ne jignim, ne facem. Păi intră la un italian când intră live să vezi cum se vorbește acolo. Dacă intru eu live să vezi cum mă jignesc pe mine românii. Deci facem diferența între și între să vezi care este mai Alina. No, pentru că nu, glumeam. Varianta este pentru că sunt persoane care când văd că măcar ăla de pe live jicnește și el pentru că îi va răspunde, îi va spune numele. Pentru că, dar hai să zic o chestie. Eu cum am intrat live și mai intru, dar nu mereu acum. Practic, Dorel Torin, Torinel, salutare, Craiova. Salutăm. Manele de seară după ora 20:30, deci peste o oră în plus minus. Domnul tot Pepe, neapărat. Eu nu-mi permit să mă contrazic cu doamna Alina, că domnșoara Alina că e olteancă, deci îmi pare rău. Păi, auzi, știți cum este? Pune contrazicem între noi? Nu vreau să spun adevărul. Deci eu dacă intru în logică, eu mă apăr. Că dacă nu-i răspund, zice, băi, ei nu știe, nu știe să citească. Da. Ei citesc și îi dau răspunsurile exact cum trebuie. Cei care apropo, Oltenii de desubt și Moldovenii deasupra. Absolut. Configurația completă. Așa trebuia să fie, nu? Suntem un întreg. Absolut. Deci să înțeleg că la un oltean stă un moldovean cât deasupra și la un oltean cât stă un moldovean deasupra. Exact, configurația deci, perfectă. Praz îmbalotat. Praz îmbalotat. Mi-ai luat...
Da, Alina, unde ai fost? Că m-a luat aici lumea. Am rămas singur aici. Unde ai fost? Uite, eu am invitat peste 10 minute vine prietena mea și fac niște ule, uite de Ardei. Păi mulțumim pentru Ardei mai și nouă. Eu uitat să fac niște Ardei copți și niște carne. Și cine zicea că oltencele nu sunt bucătărese bune? Ba, sunt foarte bune. Bă, n-am auzit de asta, îmi cer scuze. Nici eu n-am auzit de asta. Știu că sunt. Din punctul meu de vedere, contează persoana pe care o ai în față, persoana cu care ești, pentru că poți să fii și oltean, și neam, și italian, și albanez, și american. Contează persoana, și napolitan, pentru că ei sunt mai, așa știi, mai nomans. La mine în casă, eu sunt șeful, doar eu gătesc. A. E bine. Auzi, șeful, la mine când e așa practică. Auzi? Nu, mie îmi place să gătesc, eu mor să gătesc și gătesc foarte bine. Eu sunt dar șef la cutite. Dar dacă nevastă ta nu este român, că tu ce faci? Adică ce de gust, faci românească? Păi îi place, a început să-i placă mâncarea românească, că deci fac mâncare foarte bună. N-are ce faci? Eu cu cartofi prăjiți? Da. Aia, știam, că așa mai fac și-o de ei. Știți cum era varianta aia? Că o femeie trebuie să știe să facă 69. Adică lipsește Ardealul. Alexandra, dacă ești ardelean, urcă sus. Adică absolut. Să eu îmi cer scuze, eu beau sus. Trebuie să avem aici diversificare maximă. Da, au zis că o femeie trebuie să știe să facă 69, 68 de lucru și cartofi prăjiți. Eu știu să fac cartofi prăjiți. Deci trebuie să mai faci 99 de treburi, 98 de treburi. Oh, da, eu, 89, eu fac niște 69. Am 6 ardei, deci mai trebuie un 9. Am 6 ardei și un 9. Cartofi pai tari de tot. Deci tai cartoful, tai felii mari, după aia îl fac așa micuț pai și îl las în vegetă 10 minute. Cine vine la cireșe? Cum faceți cartofii prăjiți și ouăle pai? Ne dați și nouă rețeta? Domnul DJ, nu știu dacă ați observat, dar eu nu chiar imediat cad, sunt oltean. Înțeles. O înțeles imediat situația. Cum faceți cartofii prăjiți și ouăle pai? Știți când a zis Alinuța, când a zis gluma aia cu WC-ul și cu mina? A, și Munteanca a căzut în mine. Mine, că era un plural. Bine, eu n-am spus, știi, adică era chestia cu mina. Da, exact. Da, și ea zice, pe mine. Da, eu mi-am văzut de muclesul meu că sunt antrenat. Știi cum este, dacă tăceai, filozof rămâneai, știi? Absolut. Păi de-aia domnișoara de sus nu prea vorbește. Alexandra, dar tu crezi că nu suntem aranjate? Cred că pe de asta la dumneavoastră, de-aia nu m-am auzit. Am înțeles. În general, asta aude... Totuși este glumeață. În general, asta aude deasupra, știi? Da. E pe silențe deasupra. Vezi eu dacă sunt din jos, eu vorbesc mult. Ce zodia aveți dumneavoastră, doamnă? Da, Berbec. Care? Care trebuia să răspund, Alina? Nu mai știu. Am răspuns amândouă dată. Păi bine, Alina, pe-al tău știu. Pe mine mă pasionează astrologia foarte mult. Da? Ia spune și mie, ce zic astrele despre zodia mea? Zice e cea mai frumoasă, cea mai tare, cea mai inteligentă, cea mai la fel și Berbecu. Mă gândeam că de mine nu știu. Bun, de balanță ce spun? Balanța de multe ori nu mai face balanță. Da. Nu, balanța este e un semn, v-am zis, Bill Gates este balanță. Wow, leu. E vorba mea. Exact. Înțelegeți? Bine că deci vă pot spune, de exemplu, uite, Vadim era Berbec. Tudor Vadim. De asta l-au dat jos la putere? Foarte inteligent. L-au dat pe mine jos de acolo. Da. Nu e bine, nu? Uite, pentru Alinuța, George Clooney e Taur. Ba. Dar poate aș dorești un iubit, nu un Taur. Ah, ok.
Aoleu, mamă. Înțelesărăm. Păi, Alinuța, ce te-a pus să te pui sub domnul Pepe acolo, nu? Da, am venit amețală deja. Întrebarea este, auziți, din poziția dumneavoastră v-aș întreba cine v-a pus să vă pune sub o moldoveancă? Exact. Și tu îmi zici mie, Costic, da. Costantine de Pepe. Mă scuz acum. Așa a fost orânduirea. Știți cum era? Soarta. Soarta și destinul. Mi-au ieșit în cale. Exact. Bun, scumpilor. Care cântă în momentul ăsta? Hmm? Femeia cântă mereu. Păi ea e... Mamă, dacă nu încep, eu o să cânt și la rece și la microfonul. Alinuța, mă dezamăgești, deci domnul Pepe, văd că cam ia cuvântul. Bă, știți cum este? Lăsați femeile să facă ce vor. Hai să zic o chestie, ia cuvântul, dar nu ia și... Înțeleserăm. Atât. Înțelesești? Atât. Poți să vorbească, da. Na. Absolut. Bun, dragi prieteni. Vorbește acum, că după aia spun eu că știi cum ar sta camielușelul ăla, pena, abia născut. Absolut. O zis că bărbatul care vorbește în public, vorbește pentru că acasă trebuie să tacă. Eco, bravo! Ai văzut? Ai găsit? Da, aici mai abuzăm și noi privilegiile. Că asta da, e... clar. Ținem în considerare că suntem pe o rețea de socializare. Exact. Bună seara, Florentin! Bună seara! Da, bun, da. Dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc că ați avut plăcerea să stăm la un pahar de vorbă aici cu diaspora. Vă mulțumesc mult, vă doresc o seară liniștită și într-o oră vom intra în streaming online cu muzică tradițional românească. Dacă se poate mai mult sârbe oltenești, vă rugăm că altfel eu cu Alina nu mai urcăm. Deci, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Asta e Moldoveanca, asta e Olteanca. De-a luni cu Palero, am 1 milion și dau la lăutari. Da, nu, melodia auzi? Eu beau vinul cu borcanul. Sau aia, paharele sau aia cu prințesa. Ar trebui să vă apucați de cântat mai degrabă. Nu am microfon, adică am microfonul, dar n-am boxă. La rece așa, ai ieșit okay, mereu ai ieșit pizza. Okay. Ai ieșit știți, okay. Eu am mărul, cred că cam acru. Bun. Dacă încep să cânt eu, aș fi mai rău decât vulpița. Data viitoare vă cânt eu. Să rămână. Și eu vreau în seara asta. Am văzut un video de-al dumneavoastră unde cântați. Ora 1. Da, eu m-am citit. Da. Ascultați puțin. Dacă... cântăreața mea, te pup viața mea, să-mi că și mie o melodie pe balans. O să moară vanilea mea. Da. Să moară ardeiul meu, că deja l-am mars. Da. Aoleu, mamă. Pe ți-aș să-ți place arsă. Arsă, ardeiul. La metaforic vorbind. Da, clar. Deci, fără persoane de față se exclud. Exact. Ăsta este un oltenism. Da. Mari, scrie-mi în privat, dacă reușești să faci o piesă într-o singură gamă, într-un ton de muzică. Da, bum, la tine. Genure major. Ok. Scrie-mi în privat. Am nevoie de o voce a capello, adică vocea fără muzică. Așa. Păi intru eu, dar stai un pic să-mi faci o boxele mele, că am microfonul Sony din ăla mișto și decât ăla îmi face noftele. Adică da, înțelegi, eu decât pot să urmă și îmi face o voce superbă. Eu, la tine merge făcut un trap. De am venit, tank. Tank, bum. Ceva genul Tupac. Da, bă, săracul Tupac. Să știi că când eram, deci știu, prin 2002-2003, ascultam Tupac. Dar pe urmă l-am împușcat. Da, era prima, deci foarte mult ascultam Tupac. Bun, ce vreau să spun, apropo, dacă tu îmi spui ce melodie, eu pot să-ți o pun pe o gamă muzicală, pentru că studiez acum FL Studio. Cu mine vorbești?
Nu, cu moldovean că vorbesc, cu deasupra. Cu ce e deasupra? Cu dânsa deasupra mea, am înțeles. Da, știi cum zic moldovenii, am călcat în dânsul. Așa zic, nu, asta e vorba, eu am făcut armata la București și zice, bă, moldovenii, erai călcat în dânsul. Știi, adică așa luau oltenii, luau moldovenii. De la ce bânsul înseamnă? Dânsul, adică l-am căcat. Păi, deci, da. Nu, deci, spuneți. Deci, zici așa, băi, bole, nu călca în dânsul. Da, deci, da. Dar de acolo s-a luat vorba, adică nu, da. Dânsul, adică că moldoveanul spune dânsul la tot, știi? Am fost exact cu dânsul, l-am luat. Vrei cu să te buți, nu, vrei să, să buți pentru matale, nu știu cum ce. Dar de ce cu dânsul și nu cu dânsa? Nu, mă bățe pentru matale, mă bățe pentru dânsa. Hai să mai vorbim și la feminin, nu mai. Nu mă ascultă. Dar ce treabă are dânsa cu dânsul, că dânsa e dânsă. Dânsa e divină. Dânsa e divină. Da, era ce treabă are dânsa în dânsul? Are multe. Băiețe moldovenească. Perfect. Da, dacă o să spun cum să înregistrez chiar și cu la microfon, dacă faci vocea, îți o scrie absolut cu returnelă, cu tot absolut și eu ți-o pot pune pe un negativ. Da, și așa vine. Păi parcă dumneavoastră spuneați că nu prea vă plac negativele. Exact. N-ați înțeles, am zis că eu pun pe un negativ. Negativismul nu vă place, dar negativele vă plac. Care a intrat aici acum? Negativele la fel vorbim. Că e roboțel, nu? Mie nu plac negativele, dar să pun pe negative bine. E oameni buni, eu vă las. Negativ infinitiv. Am intrat dreptate, e roboțel. A intrat din nou alianul nostru. Ne salutăm. Vă pup, să aveți o seară frumoasă, ne vedem la ora 8:30. Roboțel, te pup și pe tine, deși nu înțeleg nimic ce faci pe acolo și cu capra, că e ceva un punct alb acolo. Îl salutăm oricum, îl salutăm. Da, este un prieten de-al meu. Te pupăm. Ai fain degetul, super. Big like. E cam mic degetul. Da, el este un prieten de-al meu și el aici se ocupă cu evenimente. Da, i-am închis microfonul pentru că nebura. Da. Hai, bip. Da. Este un băiat care tot așa se ocupă cu evenimente ca și mine, este un coleg de-al meu de la Roma. Bun. Să rămână vecin. Vă pup, aveți grijă de voi. Numai bine, o seară minunată și într-o oră vom să rămâne, salutăm toată lumea din live. Salutăm și pe Iulian. Bună, Iulian. Ce? Îmi pare rău pentru numele lui, l-am dat în seara asta, pentru roboțel. Tot așa s-a uitat. S-a atribuit tot așa. Mâine cumva să nu intri cu altă voce, că noi deja ne-am obișnuit cu asta. Exact. Și vei fi nerecunoscut. Exact, da. Ia uzi, Iuliane, nu, nema mișto. No, niente. Niente, nu face niente, ai capit? După. Bun, la revedere, o seară minunată, mă pup pe toți. Și nu uitați că în fiecare seară începând cu orele 18, ora Italiei, suntem aici în streaming pentru voi toți, cu glume, cu la un pahar de vorbă, cu diaspora. Aveți grijă de voi, o seară liniștită, numai bine domnul Constantin, numai bine doamna Mare. Salutăm lumea de pe live. Vă doresc. Vă pup. Mulțumim de participare. Doamna Mare, în ce privește melodia, dacă îmi scrieți, o să vă dau mai multe detalii cum să înregistrați și vocea pentru a nu se auzi ecoul din cameră și mai multe chestii. Okay. În modul ăsta, după aia în FL Studio mai reglăm dacă mai saltați puțin pe egal. Dar ușor cu metafora microfonul, vă rugăm. Exact, da. O să avem grijă. O seară bună. Mai bine așa. Gata, nu mai zi nimic. La revedere. Mugli sacanaua. Miel la teu ouă, sau cum se zice. Da. La revedere. Miel de albină. Da, ok. Închideți și spun și eu două cuvinte de încheiere și închei. Da? Bun. Numai bine. La revedere. Dragi prieteni, nu uitați să dați un like, să dați un subscribe la canalul nostru de YouTube. În modul ăsta, cu siguranță, ne susțineți și pe YouTube. Vom ști că vă place ce facem. Nu uitați că suntem aici în fiecare seară începând cu orele 18, ora Italiei, după care începând cu orele
20:30, mereu ora Italiei, vom fi în streaming live cu muzică pentru voi toți. Vă salut de la Roma, multă sănătate și tot ce vă doriți. Așa că aveți un like și voi de la mine.